ca niciodată, este actuală întrebarea care mă frământă și vă frământă la sigur pe dumneavoastră: de ce stânga preponderent este neapărat prorusă, cea din Republica Moldova? Că doar există și stânga europeană, există dita mai internațională socialistă. De ce Partidul Socialist sau al socialiștilor sau toate cele de stânga neapărat se uită spre răsărit? Numai decât vor să aibă culoare roșie. Și discutăm despre asta cu Igor Boțan. Bine ați revenit în spațiul punctelor. Și bună ziua. Anatolie Golea, care la fel de mult n-a fost în platoul unde mă produc eu cu discuția. Întrebarea: lunga tradiție a stângii moldovenești întotdeauna a căutat să fie mai aproape de Putin, mai aproape de Rusia, în timp ce Rusia, de fapt, se ferește de marxism și leninism ca dracu de tămâie, pentru că, de fapt, regimul Putin, mai cu seamă, este un oligarhic, capitalist, pseudo-social, etc., etc. Acum, poate, apropo, Abazov face o prognoză despre o posibilă turnură radicală spre stânga marxistă, socialistă, leninistă, așa, așa mai departe. Domnul Boțan, de ce la nivel de convingeri, de opțiuni politice, înțeleg că mai câștigă un ban, mai picură ceva, dar opțional, ideologic, de ce neapărat lumina vine de la răsărit? Răspunzând direct la întrebarea dumneavoastră, fiindcă societatea moldovenească este scindată, în societatea noastră avem un segment destul de larg, aproape 30%, care își doresc ca Republica Moldova să fie oarecum aliată cu Rusia. Iar dacă vorbim de tipologia partidelor dreapta-stânga, aici suntem într-o capcană, pentru că acum 200 de ani, după Revoluția franceză, a intrat în vogă această tipologie. Partidele revoluționare sunt de stânga, partidele conservatoare sunt chipurile de dreapta. Dacă ne uităm... Dar eu vreau să mă întorc la Putin și la Kremlin. Deci, iată, eu vreau să fiu prieten cu dumneavoastră, da? Și zic, eu mă asociez cu Boțan, dar Boțan, de fapt, este diametral opus convingerilor mele. Putin doar nu este de stânga. Putin regretă destrămarea URSS-ului, dar, de fapt, Zhuganov, care reprezintă comunismul și stânga rusească, este a cincea roată la căruț. Și atunci, de ce Dodon, hai că în primii ani comuniștii, de ce și Dodon nu a vrut să meargă în Internaționala Socialistă, să stea ca un boier pe acolo la întrunirile internaționale europene? Da, eu revin la ceea ce am spus, fiindcă acest clivaj în societatea moldovenească este pe pro-Rusia, pro-Europa. Și pentru că adică el vrea să reprezinte acest segment. El se pliază întru totul pe ideologia Edina Rusia, care este partidul de guvernământ în Rusia și lider al căruia este Vladimir Putin. Și vă dau exemplu. Timp de 2 ani de zile, Partidul Socialiștilor a schimbat 3 doctrine. Deci dacă anterior, după preluarea formațiunii de către Igor Dodon, în anul 2011-2012, ideologia oficială a partidului era socialismul democratic. La congresul din decembrie 2020, partidul oficial și-a schimbat ideologia în conservatorism. Deci, copie ca la Indigo trage tot ceea ce face Edina Rusia. Iar anul trecut, la congresul din decembrie anul trecut, deci congres încă peste un an de zile, Partidul Socialiștilor încă o dată și-a schimbat ideologia și putem să testăm dacă lumea știe ce ideologie împărtășește acum Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.
Mart Căciu, care a fost invitatul la Anatolie, spunea că în general s-ar putea ca să nu fi citit textele scrise de Mart Căciu cândva în programul Partidului Comuniștilor. În programul. Anatol, dumneata ai fost în interiorul mișcărilor astea din culise, când se coagulau partidele, opțiunile astea politice. De ce mănușa stângă neapărat e de culoare roșii, până și Mart Căciu, care... Eu așteptam când Vasile o să ne arunce, da, o să ne arunce mănușa, da, dar mănușile erau de fapt pentru altceva. Da, da. Roșu numai decât stânga e roșie. De ce? Și dreapta e negru în cazul ăsta. Și dreapta, hai să întoarce pe dos, da. Pentru că asta este ceea ce spunea și Igor, pentru că asta este cerința societății, așteptările societății, așteptările electoratului. Este luptă pentru electorat. Și ceea ce spunea domnul Boțan este adevărat. Eu, de fapt, am rămas perplex, am rămas cu gura căscată când am văzut în decembrie 2020 că Partidul Socialiștilor a devenit un partid conservator cu doctrine de dreaptă, categoric de dreaptă. Asta după ce Dodon a făcut conserve la vilă. S-a întâmplat ceva, nu știu ce a fost până la urmă, pentru că am încercat să-i întreb, nici ei nu prea pot răspunde la întrebare. Cine cunoaște doctrinile partidelor? Cred că în afară de politologi nimeni. Dar uitați-vă că orientarea pro-europeană la un moment dat a devenit la fel de profitabilă, astfel încât Vladimir Voronin a zis, construim Europa la noi acasă. În 2005 a zis, gata, întoarcem oaște căruții. Eu nu aș pune accent în Republica Moldova pe dreapta stângă. Pentru că noi nu avem... Pe Europa, am zis că Voronin a zis, hai spre Europa. Aici noi, dacă vorbim despre Republica Moldova, aici noi nu avem partide de dreapta, clar, bine definite și partide de stânga. Am văzut unde a ajuns Iurie Roșca, da? Dintr-un liderul unui partid de dreapta. Ei, și acum e echidistant, are un plămân Și de un fel și altul de altfel. Și mulți alții. Dacă e profitabil încolo, merge încolo. Și Igor Dodon, care a venit la putere cu flagul, cu drapelul roșu și cu doctrină de stânga, atunci când a simțit că se schimbă opțiunile electoratului, era izapa de Vostok. De dimineață până seara ne spunea că este și flaca cu... Flaca turnantă. Da, amintești când pe Voronin l-am întrebat, de ce nu sunteți un partid al proletarilor? La care Voronin a spus că, Botnaru, tu confunzi, Partidul Comuniștilor nu-i partidul celor săraci. Și... Păi noi asta știm. Mai ales liderul. Noi asta știm. Electoratul crede doar electorat. Că este partidul celor săraci. Așa e și la socialiști. Igor, haideți deci să ne uităm la socialiștii sau stânga europeană. Ai pornit să ne spui despre moștenirea franceză. Totuși, în Parlamentul European, în statele europene, există socialiști care se declară de stânga, da, pledează cauza asistență socială, etc., luptă cu liberalismul, mai ales liberalismul sălbatic, globalizare, etc. Care e deosebirea esențială între europenii socialiști și ceilalți? Deosebirea este fundamentală, pentru că socialiștii europeni sunt cumva succesorii celei de-a doua internaționale comuniste. Prima a fost a lui Marx, care după cearta lui Marx cu Bakunin și cu anarhiștii s-a prăbușit. Și a fost constituită cea de-a doua internațională socialistă, în care era Kautsky, în care era Bernstein, care au venit cu formula. Ceea ce propune Marx și, așa zis, și socialdemocrații ruși este periculos, pentru că duce spre revoluție, iar revoluțiile pot duce societatea într-un fel de impas. Iar mișcările pe care le-a provocat cea de-a doua internațională a fost sindicalismul, deci lupta pentru drepturile muncitorilor, ziua de muncă normat, deci normă până la 8 ore, fondul de pensii și așa mai departe. Deci,
Știm ce s-a întâmplat după izbucnirea primului război mondial. Lenin a ieșit și a spus că Internaționala a doua este una care cooperează cu imperialismul. A declarat Internaționala a treia și abia a fost refăcută după al doilea război mondial. A fost refăcută cumva cea de-a doua internațională în 1951, care actualmente este internațională socialistă, la care dumneavoastră faceți referință și care a demonstrat, mai ales și în perioada interbelică și în perioada postbelică, că a reușit de fapt să construiască ceea ce se numește stat social, în primul rând în țările scandinave, și ne amintim cu toții renumita cuvântare a lui Chinggis Aitmatov la Congresul Popoarelor din Uniunea Sovietică, atunci când se destrăma Uniunea Sovietică, și el spunea: noi am construit în Uniunea Sovietică socialismul 70 de ani și am ajuns pe muchie de prăpastie, iar Europa a reușit în această perioadă să construiască un adevărat socialism. Și a enumerat Olanda, Suedia, Finlanda, Norvegia și așa mai departe. Deci, dacă vorbim despre socialismul pe care îl avem astăzi în Europa, aceștia sunt, într-adevăr, oameni care împărtășesc valori. Valori, da, trebuie să recunoaștem, marxiste, dar ei au revizuit marxismul. L-au adus într-o albie a cooperării, pentru că s-a ajuns la concluzia că dacă proletariatul câștigă puterea, mai departe se întâmplă un lucru greu de înțeles. Proletariatul nu are capacități de management. Și atunci s-a ajuns la concluzia că e mai bine să cooperezi cu capitaliștii, pentru că capitaliștii sunt cei care au capacități manageriale. Iar într-o societate normală care trebuie să se dezvolte, e nevoie de clasă muncitoare, e nevoie de muncitori care sunt calificați, care sunt bine plătiți, care au deci asigurat bătrânețea și așa mai departe. Dar nu nimicești clasa de antreprenori, pentru că antreprenorii sunt cei care își asumă riscul pentru a introduce inovații, pentru că ei luptă, vor să fie bogați. Și statul social are această misiune ca să-i încurajeze pe capitaliști la o competiție onestă, să le creeze condiții, să-i impoziteze, cum scrie cartea, dar în același timp să aibă ceea ce se numește responsabilitatea socială. Pentru că un stat social îi spune capitalismului: tu vrei să fii bogat și e dreptul tău, pentru că te-ai născut liber și ai capacități, dar tu ai nevoie de forță de muncă calificată și tu forță de muncă calificată nu vei obține dacă nu vei plăti impozite ca să ai școli foarte bine echipate, cu profesori bine plătiți. Tu niciodată nu vei deveni bogat dacă nu vei dori ca muncitorii pe care îi angajezi să fie sănătoși, să fie fericiți la lucru și să poată să-și dedice cele 8 ore muncii pentru a-și recupera forța de muncă cheltuită, pentru ca tu să poți să îți dezvolți ideile, planurile antreprenoriale și pentru ca statul să obțină din impozite resurse pentru drumuri, grădinițe, școli și așa mai departe. Deci ăsta este adevăratul socialism, care, așa cum înțelegem cu toții, converge cu ideile conservatoare, pentru că înțelegem cu toții că o dezvoltare impetuoasă, care uită de tradiții, tot n-are viitor. Și atunci a fost inventată această teorie a convergenței, când lucrurile tind să se nu întretaie, dar să vină într-o albie comună. Și lucrurile balansează cumva prin intermediul alegerilor, cei care pledează mai mult pentru drepturile colective, socialiștii vin la putere, îi înlocuiesc peste un anumit quantum de timp conservatorii care spun că nu, drepturile individuale totuși sunt mai importante, și avem acest echilibru. Deci asta este ceea ce ar trebui să înțeleagă socialiștii, lucru care în Republica Moldova categoric nu este, dacă ne referim la Partidul Comuniștilor și la Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Deci ei mai curând sunt moștenitorii ideologiei bolșevice, care reprezintă... Pretind că sunt, că nu sunt nici asta și putem demonstra acest. Dar bulâșnic Carujei Proletariat, la asta se pricep, nu? Anatol, uite, domnul Boțan a descris, a făcut o
degresiune foarte convingătoare teoretică, la modul practic. Iarăși, cum se întâmplă că socialiștii în Europa, în țările cu adevărat socialiste, deci se împacă bine mersi cu principiile și valorile pe care, iată, nu le acceptă socialiștii moldoveni, comuniștii moldoveni, de exemplu, ei spun așa, dacă în Europa sunt LGBT-uri și drepturi de astea care nouă nu ne plac, apoi nouă nu ne trebuie nici restul, nici transport, nici clinici, nici drumuri nu ne trebuie. Noi, sărași, dar cu principii și valori de-a noastră tradiționale. Păi de ce nu vrea Dodon, iată, să accepte genul ăsta de gândire, convergența cu capitalismul responsabil? Vroiam să răspund prin vorba lui Dodon, de atâta. De atâta. Mega laconic. După întrebare și răspuns. Pentru că deocamdată nu a perceput că societatea așteaptă altceva. Nu a perceput că societatea vrea să aibă, lucrurile se schimbă. Și socialiștii și comuniștii și partidele de stânga vor ajunge la acest lucru, că trebuie să dăm societății și dreptul de a călători și acces în Europa și multe alte lucruri și sănătate, despre ceea ce vorbea Igor, un sistem de sănătate, studii și așa mai departe. Deocamdată ei se orientează la electoratul cel, segmentul cel de jos, într-un fel, ca să zic, ca să nu obișnuiesc pe nimeni. L-ați văzut că... pe individul din filmările lui Captărencu? Am văzut. Exact. Deci ei încurajează genul ăsta de electorat care spune vreau Putin și gata și nu-mi trebuie nici America, nici Europa, deși rudele lui au câștigat banii în Europa și i-au trimis ca să aibă la casă. Și ei sunt gata să facă acest sacrificiu, dacă vreți, sacrificiu în sensul rău al cuvântului, da. să jertfească niște lucruri nobile pentru a obține aceste voturi și a satisface această cerință că, uite, noi mergem, suntem prieteni cu Rusia, vom avea ceea ce este actual acum, gaz ieftin și export de mere în Rusia și cam atât. Și ei speră că asta o să aducă voturi. Dar e adevărat, oare, că dacă admitem, printr-o minune, absurd, câștigă Putin și într-adevăr îi dă orheiului gaz, găgăuzii, îi dă petrol mai ieftin? Eu cred că dacă se înțelege, dacă astăzi printr-o minune se întâmplă să se înțeleagă că Rusia să dea gaz mai ieftin, noi nu rămânem fără gaz cu totul. Asta este absolut clar, absolut cert este. În situația actuală rămânem fără gaz, pentru că întâmplător nimerește o rachetă în gazoduct și foarte întâmplător. Și se termină toată povestea și eu cred că și cei de stânga, dacă revenim la berbecii noștri, la realitățile noastre, și cei de stânga metaforic vorbim. Metaforic, păi am zis, la realitate. Atunci și ei înțeleg că nimeni nu vrea astăzi la guvernare. De fapt, este convenabil să critici guvernarea, să faci politică, speculații pe greșelile guvernării, care sunt destul de multe și asta trebuie să o spunem cu certitudine și lipsă de comunicare și multe alte lucruri, dar de fapt să vină astăzi la guvernare pentru partidele așa zise de stânga de la noi ar fi o catastrofă și pentru iar societate și pentru partide. Iar trimitere la interlocutorul dumneavoastră Marcaciu, care a zis că na, lot cu răscaci, dar nu schimbăm puterea. Da, absolut. Ceea ce vedem noi acum în societate este o speculație pentru viitor. Pentru că, uite, noi am luptat și am obținut ceva. Și trebuie să ne votați. Totul este din punct de vedere electoral. Eu cred că și e bine să facem aici claritate pentru cei care ne privesc, că pentru telespectatori, cu stânga-dreapte. Părerea mea că în Republica Moldova există un singur partid de stânga autentic și este Congresul Civic condus de Marc Caciuc. Asta nu vă ascundeți simpatiile. Nu mi-ascund simpatiile pentru că... Chiar dacă v-a acuzat de lobby.
poate să mă acuze oricine. Deci eu urmăresc viața politică și pot spune că este singura formațiune care înțelege despre ce vorbește atunci când vorbește despre stânga europeană și în general stânga politică. Ceilalți, hai să luăm Partidul Comuniștilor. Eu am o întrebare simplă și pentru cetățeni, și cea mai simplă această întrebare e și pentru domnul Voronin, care actualmente este revoluționar iarăși așa mai departe. Domnul Voronin, de ce, obținând 70 la 71 de mandate din 101 în Parlament, în baza lozincii Uniunea Rusia-Belarus, Moldova, acolo, peste un an și jumătate, având acest mandat, ați semnat decretul privind integrarea europeană a Republicii Moldova? Este prima întrebare. A doua întrebare. Pentru că el a scris căciu. Răspunsul este simplu. Este, da. Pentru că căciu probabil înțelege unde este adevăratul socialism. Și a doua întrebare. Luna aprilie 2007. Vladimir Voronin apare și pe un ecran atât de mare cum este și ăsta, în PowerPoint, ne convinge că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, iată, implementează revoluția liberală în Republica Moldova după teoria lui Hernando de Soto. Acolo era de murit, exact. Iată o mostră de partid, și până în prezent, iată, a avut loc congresul Partidului Comunist din China. Vladimir Voronin îl felicită pe președintele Xi și îi spune teoria marxist-leninistă și așa mai departe. Deci, când vezi astfel de lucruri, îți dai seama că este vorba de fapt despre un fel de, cum să zic eu, de pliere pe o anumită situație, iată, foarte, foarte locală, foarte, foarte temporară. Asta aici nu e partid. Trebuie să vă opresc să vă întreb. Domnul Boțan, dar de ce înghiți lumea? Eu credeam că au fost suficienți în Europa, au fost suficienți în Rusia, iată acum au luat șuturi. N-a fost suficient. Eu vă pot răspunde la această întrebare. Deci, Partidul Comuniștilor, după două mandate, a ajuns la decepție că europenii spre care ei au îndreptat Republica Moldova niciodată nu au avut încredere în ei că sunt cu adevărat că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este cu adevărat un partid cu aspirații democratice. Și deci păstrând proporțiile cum s-a supărat Putin pe Occident, exact, așa și exact, da, da, asta este explicația. După care am anticipat și am vorbit de domnul Dodon, care în 2 ani de zile a schimbat 3 doctrine. Ultima doctrină, așa și nu mi-a spus dacă știți cum se numește. E foarte interesantă. Se numește patriotism național sau patriotism social național. Cam eu aceste 3 cuvinte. Deci o leac de bușevancă, sunt lucruri foarte interesante. Și iarăși toate lucrurile astea Partidul Socialiștilor le pliază pe doctrina Edina Rasia. Și dumneavoastră ați întrebat de ce a avut loc această ruptură. Da, inițial Partidul Socialiștilor avea un acord de cooperare cu Partidul lui Spravedliva Rasia. Lui Mironov. Lui Mironov. Iar câțiva ani în urmă a stabilit aceleași relații cu Partidul Edina Rasia. Deci ei s-au care pliat... are și relații cu Partidul Democrat. Care... Nu a rupt acordul de colaborare. Da. Deci noi vedem și revin la idee. Nu e vorba despre puritate ideologică. Oamenii ăștia nu țin deloc la ideologie, la, spre deosebire de Congresul Civic, dacă vorbești cu ei, înțelegi că ăștia toate etapele dezvoltării socialismului, de la, începând de la Proudhon, după lupta lui Marx cu Proudhon, anarhiștii, cele 4 internaționale și așa. Înțeleg, de asta și societate cu Voronin, nu? Ăștia înțeleg, cu ăștia ai ce discuta. Cu socialiștii și comuniștii din Republica Moldova nu ai ce discuta. Apropo, primul semnal a fost că Dodon și Partidul Socialiștilor nu are nimic în comun cu teoria marxistă și așa mai departe, este că ei au refuzat să, în general, să vorbească despre aniversarea 100 de la Revoluția Socialistă din octombrie în 2017, nu au spus un cuvânt. Voronin a fost singurul care a vorbit despre. Și asta era un indicator că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova se pliază pe, oscilațiile
pe care le produce Edina Erasie. Da, se zice rusește. Da, giruietă se numește. Giruietă. Eu aș găsi răspunsul de ce nu au sărbătorit în 2017 Partidul Socialiștilor Marea Revoluție Socialistă din octombrie, pentru că atunci eram în coaliție cu Partidul Democrat și lui Vladimir Gheorghiu nu-i dădea bine dacă partenerii de coaliție cu care atunci, exact atunci, au votat sistemul electoral mixt, dacă ei vor fi prea de stângă și vor sărbători mare revoluția lui Lenin. S-ar putea dar cu locul a dat pentru coaliție. S-ar putea să aveți dreptate, numai că și Edina Erasie și Spravedliva Erasie nu a sărbătorit cea de-a suta aniversare. Anatol, niște lucruri pecante vreau să aflu de la dumneata. Repet, care ai fost printre ei? Asta a fost tare de mult. De mult tare, dar știi tabieturile. Iată, pe mine mă miră cum de Dita Mai Dodon, care e om ambițios, care a zis că eu am să ajung acolo unde mi-am propus, a acceptat să fie băiat de mingi, a acceptat înjosirea din partea lui Putin când i-a zis că întrebați-l pe Dodon. Asta da? A fost... A acceptat să fie singurul purtător de trenă pe la Putin în timpul sărbătoririi cunoscute a victoriei când a fost refuzat și acum continuă să joace aceeași cartă chiar dacă perspectiva juridică e destul de riscantă pentru el. Cum se întâmplă? Iată, eu înțeleg că în Asia Mijlocie era un fel de partea culturii relațiilor, politeța politică era deși și Asia Mijlocie se răscoală împotriva lui Putin. Cum se întâmplă asta? Cum se formează, iată, asemenea relații? Că dacă te-ai întâlnit cu Putin de 13 ori, ești ca și cum... Băi, aici nu mai ținem, ne ducem de la doctrine, pentru că asta depinde de... Am zis, intrăm în culise. Asta depinde de persoană. Sunt sigur că aici este vorba doar despre persoana lui Igor Dodon, care a găsit ceea ce a găsit în Federația Rusă, a fost primit până la urmă, el consideră că a fost primit foarte bine. Faptul că întrebați-l pe Dodon, probabil pentru dânsul este și o chestie de prestigiu, dânsul a înțeles că, uite, o memorizat numele. Însă și Putin propune, cine era prim-ministru Indiei, pare mi se, da? Era, spune să întrebe de Dodon, înseamnă că îl respectă. Probabil așa a înțeles. Acum, ceea ce se întâmplă acum, mă rog, se apucă de paie, încearcă să se salveze, pentru că v-ați referit la, din punct de vedere juridic, cine o să-l susțină pe Igor Nicolaevici în ziua de astăzi. La Moscova, uite, și Zaharova iese la briefing și spune că acolo ceva se întâmplă cu chestiile astea juridice, cu opoziția. Dar Dodon încă n-a înțeles că Putin a pierdut războiul? El mai speră că Putin să iasă victorios? Mulți nu au înțeles, nu numai Dodon. Foarte mulți nu au înțeles. Uitați-vă în societatea moldovenească și o să vă convingeți că foarte mulți nu au înțeles și partide de stânga, dacă revenim la partide și la doctrină, la orientarea prorusă, partidele de stânga, ați observat, evită și se tem ca dracul de tămâie de întrebarea despre războiul din Rusia. Cine e agresor? Până la urmă l-au provocat băieții tineri pe Ion Ceban în weekend, când practic au scos să spună că Rusia este agresor. Celelalte partide păstrează tăcerea. Dacă e să vorbim despre ce a spus... Dar nici ăștia de la Londra nu sunt foarte curajoși. Eu vorbesc despre aia noștri, până la urmă congresul... Eu zic Londra exilații. A, Londra exilații. Luke and Company. Eu da. mă gândeam la guvernul de la Londra. Ăștia este o partidă aparte. E propus de stânga sau de dreapta? Ce baie sunt? Ăștia care se coagulează acum, unde îi clasificați, domnul Boțan? Pace. Pace și conglomeratul care vrea să salte. Ăștia sunt afară tipologiei politice. Ăștia sunt oameni care vor la pârghiile puterii pentru la a se îmbogăți. Da, hai, dați să vorbim despre partidul lui Ilan Șor. Doctrină n-are, ideologie n-are, program politic nu are.
are rețea de magazine sociale. Datorită rețelei de magazine sociale, după calapodul elaborat... Dar asta e doctrina lor. Să ajute oamenii. Da, să ajute să oamenii. Le facă lumină, da, să da. Le dă numai palăci. Că, numai că pe 30 octombrie 2012, vedeți memoria, da, Plahotniuc a înregistrat în Parlament două proiecte de lege. Unul despre magazinele sociale și al doilea despre finanțarea partidelor. Deci magazinele sociale trebuiau să fie finanțate de consiliile raionale. Deci totuși erau sub umbrela administrației publice locale de nivel raion. Iar pentru partide finanțarea se presupunea că o persoană fizică poate dona și milioane de lei. Deci omul avea idei. Iată, a înregistrat două proiecte de lege, singur autor, fără coadă după el și așa mai departe. Și a depus mandatul. Dacă vă amintiți, a depus mandatul imediat. A depus mandatul și a plecat din politică ca să revină ulterior. Deci ideea preluând... Deci ideea a fost preluată de Ilan Șor. Acum aici să vă întreb imediat, dar ce e rău în asta, domnule Boțan? Dacă oamenii ăștia, într-adevăr, dacă le dau eu un pachet de făină mai ieftină, da? Ei, într-adevăr, se bucură, dau mai puțin corect. Bani pe făină. Ce-i rău în asta? Dar nu e nimic rău, e foarte așa. Bine. Numai că, dacă faceți acest lucru, eu imediat vă etichetez ca o persoană care se ocupă de caritate, binefacere și așa mai departe. Dacă dumneavoastră, imediat după asta îmi spuneți, da, eu fac această binefacere în baza unor carduri pe care i-a scris partidul ușor și vă iau datele personale, și le prelucrez și în loc să vă spun că, așa cum prevede legea, că partidele se ocupă cu elaborarea de proiecte și idei, ele nu fac binefaceri, ele nu fac nimic ceea ce poate fi interpretat drept corupere a alegătorilor. Adică nu e filantropie și binefacere. Eu mă întâlnesc cu măicuțele alea. Că... Asta e corupție electorală, se numește, așa. Pentru că așa îți faci. Ne spui că ai făcut o rețea de 200 de magazine sociale. Ți-ai încadrat în această rețea pentru că oamenii vor, într-adevăr. E greu să trăiești în Republica Moldova. E greu. Dar problema trebuie... Problema, corupiți și voi, domnule problema, Boțan. Problema e că trebuie să explici de ce e greu. Pentru că dacă nu începea la început războiul energetic, iar apoi războiul fierbinte în Ucraina, lucrurile mergeau de la sine relativ ok. Pentru că așa cum mergeau lucrurile, a fost suficient ca un partid cum este Partidul PAS, fără nicio experiență, să obțină majoritatea absolută în Parlament. Apropo, noi am avut o conferință cu jurnaliști din Belarus, Rusia și Ucraina și acolo analiștii care se uită la presa străină observă că în ultimul timp în presa europeană chiar dispare această legătură între crizele care țin lanț și războiul. Cumva s-o dat la o parte, este o amnezie de asta. Lumea obosește de război, asta este. Da, și atunci spune, și... suntem în criză, vai de mine, prețul și așa mai departe. Dar rolul liderilor de opinie, a presei, este care e sursa să arăte legătura asta directă. Și mergem mai departe cu acest minunat partid Șor, care iată este top în agenda politică din Republica Moldova. Mai este. Deci, da, da, este. Acum ne uităm. Care este platforma acestui partid? Este Ravnopravie cu simbolul vulturul cu deci care se uită ideologul, da, Climenco. Da, da, Climenco, care este președinte onoare. Alături de Climenco stau doi șoi mai patriei, care au fost educați de Partidul Creștin-Democrat din Republica Moldova. Deci Climenco, care... Vă referiți la Țurcanu? Țurcanu și Radu Bușilă. Deci Climenco, care în programul lui electoral și în programul politic scria în mod expres Republica Moldova, partea Federației Ruse și doi politicieni relativ tineri care pledeau pentru unirea, pentru românism. Unirea, da. Acum iată, vedem această simbioză foarte, foarte stranie. Deci un reprezentant... Țineți minte când discutam noi în 93, 94, 95 că extremele se întâlnesc? Se întâlnesc extremele, problema este ce-i unește. Și iată, la întrebarea ce-i unește,
Trebuie să răspundă procuratura și am văzut că doamna procuror, procuror anticorupție a răspuns foarte clar la ceea ce... Oricum le-ați făcut publicitate prea multă. Și aici ajungem iarăși tot acolo, Vasile, de unde am pornit, la faptul că în Republica Moldova doctrine nu prea există, există interese. Există interese? Eu n-aș fi de acord cu iarăși în baza Congresului Civic. Nu. Eu, Congresul Civic are doctrină de dreapta, ați spus stânga. Dați-ne un partid care are convingeri ferme de dreapta și le promovează. E o întrebare foarte, foarte bună. Și îmi vine greu. Partidul Liberal, de exemplu. Partidul Liberal, domnul Ghimpu chiar a recunoscut public că Partidul Liberal mai degrabă este o formațiune de stânga, pentru că în condițiile speciale din Republica Moldova, unde sărăcia din păcate are un nivel destul de ridicat, orice partid care vine la guvernarea promovează politici de stânga. Deci, cu acest... Dar dreapta se coagulează, se convertește în idei naționale și chiar naționaliste, nu? Dreapta, de regulă, la noi cochetează cu naționalismul, nu? Asta, din acest punct de vedere, sigur că există și, cum să zic eu, filiera socială a conservatorismului. Și chestia asta, pe asta a încercat să joace Dodon, sublinind că conservatorismul lui este oarecum de nuanță socială, nu este de origine conservatoare americană sau britanică și așa mai departe, este mai degrabă. Dar aveți dreptate. Și vreau să vă spun că toate partidele care vin la guvernare în Republica Moldova mai degrabă promovează politici de stânga. În legătură cu asta vreau să-l întreb pe Anatol, că lui îi plac provocările. Cum se simt naționaliștii, între ghilimele, și unioniștii atunci când vor să se unească cu România, dar în România, bine, mersi, există și socialism, și PSD, și multă, multă stângă secerociconistă care pro-putinistă. Cum se simt ei? Eu aici m-aș referi la altceva, că partidele își pierd identitatea. Și vorbeam zilele astea chiar cu Vitalie Pavlicenko, liderul unui partid de dreapta, care, apropo, iată un partid care merită tot respectul pentru consecvență. Consecvență, exact, da. E partid de dreaptă, unionist, categoric. Și-a câștigat și în judecată și ea a recunoscut într-o discuție așa privată, dar nu este problemă, că este complicat să-și păstreze identitatea în situația actuală. Pentru că astăzi, când este războiul din Ucraina și se întâmplă aceste orori în țara vecină și toată lumea vorbește despre război, nu știu cum nu este prea comod și benefic să vorbești despre unirea cu România pe acest fundal. Și ea recunoaște că, uite, noi avem anumite probleme în a ne promova acest ideal al unirii, pentru că fonul politic din jur adică nu este, ardeș, baba, să nu este benefic. Da. Și aici, sigur, că trebuie să vorbim despre identitatea partidelor de stânga, partidelor proruse, care... și-au pierdut. Deci astăzi ei întotdeauna au pledat pentru Uniunea Rusiei-Belarus, Tamoșnii Saiuz, Evrazijski Saiuz, Uniunea Euroasiatică și tot ce a fost promovat din Federația Rusă, CSI inclusiv. Acum ce propune? Deci Uniunea Europeană are un model, da? Un model de dezvoltare, anumite valori despre LGBT, despre care speculează în Republica Moldova. Asta nu este cel mai important. Și toată lumea înțelege, de fapt, că care sunt valorile adevărate, valorile europene. Și un model de dezvoltare, și o economie de piață, și multe, multe, multe alte lucruri. Ce propune în situația de astăzi, în situația când Rusia este în război, ce propune Estul? Nu este clar. Pentru ce să pledezi? Să spui astăzi, intrăm în Uniunea Euroasiatică, ne integrăm în Uniunea Euroasiatică?
Unde este această uniune? Când noi vedem că și Tadjikistanul și Kazahstanul și toți critică Rusia și... Apropo, ați văzut Voronin cum se tânguia că nu o să mai avem de unde să cumpărăm tractoare cele bune de la Rus. Și ODKB-ul nu funcționează și multe alte lucruri. Deci, și aici a apărut această problemă. Ei continuă să plădeze pentru prietenie cu Federația Rusă, dar înțeleg că este foarte complicat. Cu gazul este complicat, cu merele, chiar dacă vorbeam cu domnul Slusăr zilele astea, chiar dacă obțin dreptul de a exporta, logistica este foarte scumpă și nu este convenabil să vinzi mere în Rusia astăzi, pentru că acolo puterea de cumpărare a scăzut esențial. Ca să vinzi merele de aici și plus drumul și plus prețul din Rusia, trebuie să le vinzi cu 4 lei, 5 lei maximum producătorul, dar prețul de cost este de la 6 lei în sus, 6-7 lei, deci ceea ce e mai ieftin nu este convenabil. De aceea, și din punct de vedere economic, sau toți vorbesc despre CSI, ne integrăm, ieșim, de unde ieșim și unde intrăm? Mai există CSI? De fapt, acordurile din CSI, în afară de acordul de călătorie fără vize, care alte acorduri în cadrul CSI sunt întrebați-i funcționale? Pe Armin dacă mai există CSI și o dacă mă. Da. Ceea ce spune Anatol este adevărat și o remarcă foarte importantă pe care trebuie să o evidențiez din ceea ce a spus. Circumstanțele politice modelează cumva și chiar modulează și modelează deci, doctrinele. Pentru că ați pomenit de doamna Pavlicenko, se întâmplă să discut cu doamna Pavlicenko, am tot respectul pentru consecvența domniei sale, dar nu știam de acest element foarte important. Dumnea ei înțelege și sunt absolut convins că rămâne o unionistă convinsă. Înțelege că ideea unionismului acum poate fi subminată de politica lui Putin, pentru că Putin propune tuturor, de fapt, și Rusia. Ei, dați să devorăm acum absolut, sigur, Ucraina. Ei, Orban, îți iei Ușgorodul și deci acolo unde sunt... schimbăm frontierele, da, punem frontierele și, cum vrem. Într-adevăr, e o chestie care trebuie luată în considerație. Numai că lui Putin îi se pot lua insulele japoneze. Păi, ceea ce spune Igor, eu un prieten bun, vă spun pe urmă cine, din un demnitar de la Uniunea Europeană, în glumă de fiecare dată când ne întâlneam, cam o dată în an, îl întrebam cum priviți la chestiunea unirii. Noi ne unim cu România curând sau nu prea? Și el la început nu înțelegea și păi, dar cum voi să renunțați la independență? E o țară atât de frumoasă, mică și... După care, prin 2016-2017, îmi spunea, tu știi, ne uităm noi de la Bruxelles, o țară mică care ne face atât de multe probleme, ar fi o idee, poate, din punct de vedere teoretic, dar noi nu putem nici într-un caz să acceptăm acest lucru după 2014. Atunci când noi condamnăm anexarea Crimeei, noi nu putem să permitem revizuirea frontierelor în centrul Europei. Dacă se va face un referendum pe bune... Întâmplă... Aici sunt lucruri foarte subtile legate de eventuala unire, pentru că atunci când se pleda pe modelul german, se uită că modelul german a fost opera, în primul rând, a Uniunii Sovietice, care era pe pantă descendentă și proiectul de unire a Germaniei 4 plus 2 a fost scris de Gorbaciov, da, sigur, și a fost refăcut de americani în 2 plus 4. Că două state germane își doresc unirea și patru învingători în acel de-al doilea război mondial contribuie. Nu deschideți acest subiect pentru că intrăm într-o oră în altă parte. Okay. Pe puțin trebuie să închidem emisiunea asta. Noi avem nevoie partide, dacă vorbim de stânga, avem nevoie de un partid de stânga pro-european, care exact, nu este. Asta care nu este, categoric nu este. Încearcă domnul Diacov cu Partidul Democrat Ion Ceban încearcă. Se ocupe această filieră, încearcă și Ion Ceban. Exact, Partidul Democrat este și membru a Partidului Internaționale Socialiste. Aici era ținta întrebării mele, pentru că eu mă aștept că, în sfârșit, stânga asta tradițional pro-Kremlin, dacă nu va înțelege, cel puțin se va retrage și pe lasă locul unor tineri care își dau seama că acolo, de fapt, sunt beneficiile. Acum, când mă uit cum discută
România despre dreptul de a intra în zona Schengen. Mă întreb, păi, nu degeaba, probabil să-ți bați, să facă parte din Schengen, sunt niște fonduri, dar oamenii ăștia care de dragul steluții și Kremlinului nu le trebuie, repet, nici WC-ul în casă, nici apă curgătoare și mai ales să-i expun pericolului, acum fidelizându-se, legându-se de gâtul lui Putin. Apropo, îmi spunea tot un europarlamentar, fiți atenți că Tiraspolul stă cu ciocul mic. Tiraspolul și nu vorbește, care de fapt e obligat să fie fidel, e vasalul lui Putin și el manifestă mai multă prudență, e adevărat pentru că e mai aproape de Ucraina, dar la Chișinău sunt unii din ăștia care, acum când Putin se neacă și ruschii carabli au luat direcția, continuă să spună Crâm, Naș și patru regiuni ucrainene. Așa că eu, într-adevăr, aștept să apară o stângă pro-română, pro-socialistă, pro-europeană, care să pună accentele necesare și, eventual, să iasă la o discuție serioasă, nu cu momel, nu cu pachete de hrișcă, dar cu o discuție serioasă unde este adevăratul beneficiu pentru Republica Moldova, pentru populație. Pentru că a rezolva pe termen lung, asta de fapt e sarcina primordială a partidelor care vor să vină la putere nu ca să-și bage în buzunare fondurile statului, dar probabil să asigure o dezvoltare pe termen lung și asta vrem noi de la partide, partide serioase, care, iată, iau și bani de la buget pentru asemenea cercetări și prospecțiuni. Noi revenim neapărat la această discuție, pentru că este o discuție interminabilă, mai ales se va accentua în preajma unor alegeri, când va trebui să avem capacitatea să vedem în infraroșu ce pledează și ce gândesc partidele și nu doar ceea ce vorbesc. Vă zic pe curând!